Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky continuă să-l sfideze pe Vladimir Putin. Acesta a vizitat un spital din Kiev, acolo unde i-a decorat și încurajat pe militarii răniți de armata Rusiei. Președintele Zelensky a dat din nou dovadă de curaj și a mers în vizită la un spital din Kiev, acolo unde erau internați militarii ucraineni răniți pe câmpul de luptă. În imagini, președintele Ucrainei a apărut optimist și l-a oferit suport moral militarilor răniți de armata rusă. De asemenea, acesta le-a mulțumit medicilor și asistentelor pentru modul în care își fac meseria. Mai mult, președintele Zelensky a declarat că Ucraina va rezista, iar rușii nu au spiritul necesar pentru a învinge, însă Occidentul trebuie să facă mai multe pentru a opri invazia. În Mariupol, orașul cel mai afectat de bombardamente, a fost deschis un nou coridor umanitar pentru evacuarea civililor. Ucrainenii au împiedicat o tentativă a rușilor de a înainta spre Kiev pe un pod de pontoane. Discuțiile dintre diplomații ucraineni și cei ruși de săptămâna trecută nu au dus la niciun progres vizibil. Presupusele rute sigure de ieșire din țară nu au funcționat în mod repetat. Bilanțul victimelor civile continuă să crească, iar în urmă cu ceva timp ambele părți s-au reciproc cu privire la utilizarea armelor chimice.